Emoțiile. Te-ai întrebat vreodată ce sunt emoțiile? Iată răspunsul. Emoțiile sunt stări psihologice complexe care ne influențează gândirea și comportamentul. Ele sunt rezultatul unor evenimente sau experiențe personale. Ce rol au emoțiile în viața oamenilor? Emoțiile au roluri multiple în viața noastră. Acestea ne ajută să ne mobilizăm și să acționăm, să luăm decizii, să evităm pericolele și să supraviețuim, să înțelegem pe ceilalți din jur. Cercetătorul Paul Ekman a stabilit că există 6 emoții de bază, universale pentru toate ființele umane, din care derivă și alte emoții pe care le resimțim în viața de zi cu zi. Cele 6 emoții de bază, așa cum le definește Ekman, sunt: 1. Fericirea este o stare de bine. 2. Tristețea, o stare negativă opusă fericirii. 3. Teama sau frica este un răspuns la o amenințare externă. 4. Furia, stare de nervozitate. 5. Surprinderea este o stare de scurtă durată, pozitivă sau negativă. Iar 6. Dezgustul, care este o emoție cauzată de contactul cu lucruri neplăcute. Activitate practică. Ascultă intervențiile următoare și decide ce emoție de bază dintre cele prezentate anterior este transmisă în fiecare situație. 1. Am văzut un păianjen. Primul gând care mi-a trecut prin cap a fost că acesta mă va înțepa. Am țipat și am fugit din cameră. 2. Evident că în această situație vorbim despre teamă. 2. Tocmai am aflat că am luat nota 10 la testul de ieri de la matematică. Inima îmi bate foarte tare. Îmi vine să sar în sus și să-i îmbrățișez pe toți colegii. Ce emoție este transmisă în acest mesaj? Fericirea, într-adevăr. Mi-am întins niște brânză topită pe o felie de pâine, dar are un gust dezagreabil. Voi arunca felia la coșul de gunoi. Nici nu pot să o mai privesc. Cred că brânza e stricată. Dacă te-ai gândit la dezgust, ai răspuns corect. În urmă cu 2 zile l-am pierdut pe Puffy, cățelul meu. Mă simțeam lipsit de energie și îmi venea să plâng. Mă gândeam că este în pericol. Ce emoție putem sesiza în acest text? Tristețea, bineînțeles. Am primit un laptop de ziua mea. Nu mă așteptam să primesc un cadou atât de scump de la bunicii mei. Am rămas cu gura căscată atunci când am deschis cutia.
Ce emoție putem sesiza în această intervenție? Surprinderea. Iar ultima intervenție, Andrei îmi pune piedică de fiecare dată când trec prin dreptul lui. Cred că nu mă respectă deloc. Mereu mă enervez, simt o tensiune în corp și parcă încep să tremur. Care este emoția de bază din acest mesaj? Într-adevăr, este vorba despre furie. Iar acum este timpul pentru un proiect. Realizează timp de 2 zile o monitorizare a interacțiunilor cu cei din jurul tău pentru a identifica emoțiile tale și ale celorlalți. Poți utiliza pentru fiecare zi tabelul de mai jos. După 2 zile, poți prezenta proiectul colegilor de clasă. Informațiile despre cele 6 emoții de bază au fost preluate de pe site-ul indicat. Te invit să intri pe acest site dacă dorești să afli mai multe despre fiecare dintre cele 6 emoții de bază.